în această seară, pentru că se apropie vacanța și pentru că se apropie și referendumul, am invitat la noi, poate ușor atipic pentru o emisiune de divertisment, să-i zicem, alternativă, mă rog, la Late Night Show în această seară, doi foarte buni politicieni, sigur, comico-politicieni, foarte buni analiști. Deci, haideți să-i numim așa, analiști, politico-co, comedianto. Domnule, ce să mai, haideți să facem cunoștință cu ei. Cristian Dumitru și Cătălin Iliescu. Bună seara, domnilor! Bună seara, bine te-am găsit! Chiar mă bucur foarte tare că ne-ai invitat în seara. Da, și chiar vreau să vorbim puțin despre alegerile de duminică. De mult vreau să vin la tine în emisiune, domnule Bartoș. Îmi place extraordinar de mult aici. Ce am zis? No, e ok. Andrei Duban. Mă rog, nu despre asta am venit să vorbim, da. Avem chestii mult mai importante. Eu nu sunt Bartoș Duban. Bine. Mă rog. Semănați. Da. Așa. De ce v-am chemat? Să vorbim despre alegerile de duminică. Referendumul. Nu sunt alegeri, este referendum. Eu exemplu, nu mă duc, de exemplu. Voi, de ce? Nu ca să boicotez, cum e acum nebunia cu boicotul și așa, nu. Nu, că te ia și poliția, știi? Adică nu, domnule, n-ai nu voie să boicotez. Cu boicot, cu coibot, cu chestii astea, nu, niciodată. Aha. Dar nu mă duc, știi ce nu mă duc? Pentru că nu am pe cine să votez. Cum adică nu ai pe cine să votez? Nu am pe cine. Știți pe cine? Mă duc cu o singură condiție la vot. Deci? Domnul Bartoș. Nu. Duban. Mă rog. Duban. Andrei Duban. Mă rog, mă duc la vot dacă îl văd pe listă pe Connector. Pe Connector? Da. De unde și până unde? De ce? Îl votez pe Connector să avem și noi un președinte de culoare. Bună. Deci doar pentru atât, doar atât. Nu, de plus, culoare. Plus că ăsta ar fi foarte bun, el vara nu doarme. Așa? Ar fi foarte bun pe la autostrăzi, pe la poduri să mai fac o treabă. Adică ar munci și... Păi da, dacă nu doarme dacă și iarna îl schimbă. Muncească pentru popor. Da, e o propunere iarna... bună, deci cu Connector ați votat cu Connector. Da. Dar iarna să-l schimbăm, doar vara. Păi cu cine să nu mai schimb? Cu Fuego. Cu Fuego? Fuego. Nu-s de acord. De ce? Fuego nu e bun. Fuego, din punctul meu de vedere, Fuego e cel mai leneș om pe care l-am văzut în toată viața. Dar de ce? Că are o groază de concerte. Cum e leneș? Are o groază de concerte, dar tu n-ai văzut... Știi melodia lui cu care s-a lansat? Da. Tu n-ai văzut că lui Elene să împodobească și bradul? Împodobește mamă bradul. Așa se duce și la concerte. Du-te, mamă, la concerte, că... Aha, deci o pune pe maică-sa să mai... Nici măcar bradul nu poate să-l... Deci nu e bun de președinte. Oh, știi cine aș vrea să fie președinte, domnul Bartoș? Băi, lasă-mă cu Bartoș, că m-ai nebunit, ăla e la alt rus. Duban! Mă rog! Așa. Smiley, cred că ar fi foarte bun de președinte. Smiley. Smiley, pentru că ăsta ar avea sloganul ăla în campanie, știi? O excursie pe Marte pentru fiecare pensionar. Nu e rău, da. Nu e rău, dar n-ar fi mai simplu să-l votăm pe Cerebel? Pe Cerebel? Nu. Ca să fii președinte ai nevoie de tot creierul. Adică și de creierul mare. Exact. Apropo de mare, eu zic că ar fi bine să fie Oana Roman. Vezi ce spui, că e colega noastră. Nu, e numai de bine. Adică gândește-te că dacă Oana Roman ar fi președinte, am mai avea încă un obiectiv turistic. De ce? Păi ea și Casa Poporului se văd de pe lună. Adică... Nu, n-am auzit asta. Să-ți fie rușine. Dă-i cu paharul în apă. Nu, asta e altă emisiune. Dă-i cu apă în față. Îmi cer scuze pentru colegul meu. A vrut să spună, de fapt, Oana Zăvoranu. Așa, m-am încurcat eu. Și ar fi mai bine să fie Oana Zăvoranu, pentru că ea ar da un copil pentru fiecare bărbat. Oana Zăvoranu mai nou. Știi cum e Oana Zăvoranu? Nu. Oana Zăvoranu e exact ca anunțul ăla de la ora exactă, dacă mai știți, de la radio. Că tot timpul la ora exactă se anunță a fost ora 12. Da. E, dacă ești cu Oana Zăvoranu, după 3 luni sau după 9 luni, vine direct la tine și zice, ai avut un copil. Hai mă! Sunteți răutăcioși, exact, mă! Da, dar e bun asta. Ați avut un copil. Da. Bine, deci bine. Nici pe ea nu votați. Nu, asta ce spune Cristian ar fi bine pentru bărbați, dar cred că în cazul femeilor ar fi cel mai bine să candideze Pepe. Că el e latino lover-ul. Hai mă. Pepe chiar ar avea șanse. Vrei să spun ceva? De Pepe ce? Dacă ar candida ar avea șanse. Pentru că în campania electorală ar da câte o pastramă în fiecăruia. Băi. Tu n-ai vrea o bucată de pastramă? Băi, nu că sunt la regim. Fii atent. Domnul Bartoș. Băi, lasă-mă cu Bartoș, Duban, ce vrei să scriu pe aia? Mă rog, Marcel Pavel. Nu Marcel Pavel, Andrei Duban. Chiar vreau să zic că Marcel Pavel ar fi foarte bun ca președinte. Eu asta am vrut să spun.
Marcel Pavel. Marcel Pavel, da. De ce? Pentru că în primul rând el ar veni și ar schimba imnul țării. Să-l țin aminte. Nu, dar asta chiar, serios, avem un imn foarte... Voi știți imnul? Cine-l știe cap-coadă, dar sincer. Cap-coadă? Cap-coadă. Nu cred. Tu știi? Andrei, numai ăla... Nu mai e trei culori, s-a schimbat, numai de-l știi tu. Nu mai e? S-a dus. S-a scos ăla cu trei... Acum e deșteaptă-te române. Ar trebui să fie unul simplu, pe cuvânt. Propun, dacă mă aude cineva, propun ca imnul țării de mâine să fie Antante. Cum Antante? Îl mai știți pe la când erați mici? N-ar fi simplu să fie Antante, vize mane pe, vize mane companie. Antante! Sau din Oceanul Pacific, a ieșit un pește mic. Da, sau, mai, sau poate să fie cu pe o bară, se căcau ceară. Alo, alo, alo! Ce ai, domne, cu bietele ciori? Cu... Dacă spunești un porumbel alb, era altceva, de, da, vorbește aia, frumos. Da, tot aia, porumbelul, chiar vorbe... al păcii. Vai, vai, vai. Deci nu, nu, eu nu înțeleg cine i-a chemat pe băieți ăștia. Nici noi nu înțelegem. Dar, domnul Bartol, să știți că ne-am simțit. Bă, ce aveți, mă, cu bani? Lăsați-mă cu Bartol, că vă... Păi... Andrei Duban, mă rog. Da. Foarte simpatici, dragi prieteni, cine m-a fi pus să-i chem în această seară? Cei doi analiști comico-politici, Romica Țociu și Cornel Palade. Dumitru și Cătălin Iliescu, haideți, domnul Crenciu! Abreciu acum, dă-i-mă drumul de aici, domnul Țociu, domnul, duceți-vă acolo la bingo! Ia uite-i, domne, s-au luat de toate colegele, și de Oana, și de... Ia uite, cine m-o fi pus să chem? Haideți să ne revenim puțin, dragi prieteni, cu un material de al... Iulie Vântur, nu? Păi m-au nebunit ăștia de cap! Cu un material Cosmina Păsărin!